Chindia ar fi trebuit să joace sâmbătă cu FC Caransebeș în deplasare. Gugulanii au fost excluși din campionat, așa că Târgoviștea va lua 3 puncte la masa verde. Până la meciul cu Metalul Reșița, programat pe 9 martie, Chindia va juca 2 partide de pregătire cu FC Voluntari, miercuri de la ora 14 și Academica Clinceni, vineri de la ora 15. Trebuie să pregătim jocul cu Reșița. În primul rând trebuie să-l tratăm foarte serios, pentru că are mai puțină importanță situația din clasament a adversarului și noi trebuie să rămânem conectați la campionat. Este adevărat, cele două jocuri pe care nu le desfășurăm ne scoate puțin din ritm, însă prin programul pe care îl avem în continuare sper să reușim să rămânem în ritm, pentru că jucăm. Înlocuim jocul Caransebeș cu un meci de pregătire cu Clinceniu. Chindia ar putea ajunge pe primul loc cu o singură victorie pe teren în următoarele 3 etape, asta în condițiile în care după meciul cu Reșița, echipa va sta, după retragerea celor de la Bihor. Se vede Liga 1? Nu se vede Liga 1, se vede meciul cu Reșița. Nu, se vede meciul cu Reșița.